Cei care s-au născut în zodia Balanței vor avea între 28 și 29 august seara o perioadă relativ liniștită și mai puțin semnificativă pentru mecanismele financiare, bancare, bănești obișnuite. Între 29 august după ora 20 și 1 septembrie dimineața, cele două case ale comunicării sunt bătute de vânt. Vin tot felul de curenți, de opinie, de informații, tot felul de situații care lansează ipoteze de lucru. Ce-ar fi dacă, știu eu mai bine că e vorba despre cutare, aspect sau detaliu. Cei născuți în zodia Balanței au tentația de a-i lua pe toți destul de în serios, ceea ce nu este bine. De a-i crede, de a-i asculta, de a-și pierde timpul, de a se pune la mintea lor, de a începe să judece în consecința acestor noutăți, multe dintre ele destul de șocante, așa și de speciale, cu aer de mare lovitură de presă. Poate că un sâmbure de adevăr vor fi conținând acele știri și informații, dar ambalajul lor este senzaționalist, e menit să facă impresie, să stârnească senzație și nici pe departe să întroneze adevărul. De aceea, întâlnirile de tipul vizite sau scurte dialoguri pe hol la locul de muncă nu sunt neindicate, nu pot fi interzise, oprite sau ignorate ori refuzate, dar nu sunt un context care să le aducă informațiile de care au cu adevărat nevoie cei născuți în Balanță. Așadar, puțină cenzură, puțin umor și destulă distanță față de oameni și aceste informații care se vehiculează în preajma lor. Neșansă de a trăi o ipostază mai puțin plăcută în contextul unei deplasări în afara orașului, mai ales dacă ea se desfășoară într-o țară străină. A greșit drumul, a încălcat niște reguli de circulație, a complicat un traseu și așa mai departe. Între 1 septembrie, după ora 8 și jumătate dimineața și 3 septembrie spre seară, tot ceea ce presupune imagine publică și responsabilitate ar trebui să fie mai atent luată în calcul de către nativi. Aceștia s-ar putea obosiți, plictisiți sau în siajul rutinei să se poarte la fel. Totuși lucrurile nu arată chiar la fel, pentru că tranzitele construiesc două rânduri de pătrate mistice, adică niște configurații dificile alcătuite fiecare în parte din câte patru quadraturi. Și avem toate cele patru semne ale crucii fixe, Capricorn, Berbec și Rac, locuite de planete. Acestea vor interacționa și cu planetele de pe harta cerului lor de naștere și va fi un moment destul de complicat, de aceea trebuie să fii atenți, prudenți. Eu aș îndemna chiar spre o atitudine extrem de rezervată, să nu vorbească, să nu comenteze, să nu povestească, să nu facă mărturisiri, să nu se laude cu ce a făcut și mai ales cu ceea ce are de gând să facă. Este un moment al tăcerii despre care anticii spuneau că este de aur. Începând cu 3 septembrie, după ora 19 și ulterior pe 4 și pe 5 septembrie, relațiile de prietenie vor trece printr-un moment în care balanțele vor fi nevoite să facă uz de autoritate, să pună piciorul în prag, să devină categorice, principiale și să impună un anume stil de a gândi, de a vorbi, de a conlucra. Nu mai sunt chiar atât de toleranți, deși balanțele în general sunt amabile, drăguțe, simpatice, plăcute, știu să rezolve momentele delicate cu diplomația, acum să n-au niciun chef de diplomație. Cel mai important eveniment al săptămânii viitoare însă vine de la Mercur, care în ziua de 30 august va intra chiar în zodia Balanței și va avea o ședere lungă, foarte lungă, mult mai lungă decât traseul obișnuit de 2-3 săptămâni într-un semn zodiacal. Concret, Mercur va străbate casa întâi a personalității acestor nativi și respectiv zodia Balanței până pe 7 noiembrie, adică 2 luni și o săptămână. Lungimea acestui tranzit este explicabilă prin intrarea în luna octombrie a acestei planete în mișcare aparent retrogradă. În afara acestei mișcări retrograde, Mercur rămâne, grosomodo, timp de 2 luni și o săptămână, un factor bun pentru acești nativi. În primul rând că le va rafina percepția, le va da idei bune, le va da intuiție, finețea spiritului, capacitate de a vorbi și de a se purta într-un fel adecvat situației, indiferent cum este aceea, mai complicată sau mai destinsă, mai veselă sau mai tristă, mai serioasă sau mai glumeață. Se vor adapta, vor ști exact când, unde și cât să răspundă acelor stimuli. Pe de altă parte, este un context bun pentru aceste persoane să vorbească, să se manifeste în public, nu neapărat la o cafea
pe ideea să vorbim să ne adormim. Este bună pentru acele luări de cuvânt în întruniri, în adunări publice, acolo unde se rostesc lucruri importante și în care punctul de vedere al celui născut în balanță nu va rămâne neobservat. Sperăm că va fi și prețuit pe măsură. În acest răstimp, Mercur va face două trigoane cu Saturn și cu Jupiter, luminând într-un chip foarte special, inteligent și util, sectorul creativității și al expresivității artistice, avantajându-i pe cei care sunt actori, interpreți, muzicieni sau care lucrează într-un domeniu în care grosso modo este vorba de performanță scenică. Poate fi vorba de teatru, de un platou de filmare, de un studio de televiziune, de o estradă, de pupitrul la care se exprimă în fața unei adunări, în indiferent ce context, mai mult sau mai puțin artistic, dar mediatizat cu siguranță. În felul acesta, Mercur devine un factor important, de-a dreptul protectiv. El este prezent în permanență ca un sfetnic bun pentru cei născuți în zodia Balanței.